Bun sau și cineva, mă regăsi la un episod din Deer Hunter 2014. Data trecută am rămas aici să vânăm prin Alaska. Bun. Și am mai jucat eu până la level 20, aproape 21. Am făcut rost de mulți bani, gold și monede de astea. Am mai deblocat aici o hartă. Fragment de hartă găsit. Da, mai am decât 4 și deblochez această regiune. Da? Bun, dar hai să revenim. Și cum am mai zis, am făcut rost de bani special, poate o să facem și misiunile astea cumva. Weapon shop. Trebuie chestia asta, da. Da, cred că o să facem și aia, cred. Nu cred. Bun, am mai vânat ce am vânat eu așa cu arbaleta și cu pistolul. Pentru că era... Ce ciudat. Pistolul ăsta era cel mai bun atunci când era jocul mai nou, cu 5-6 regiuni câte erau. Poate 10, nu mai știu. Era destul de bună pe atunci. Parcă era ultima, cea mai bună armă, pe urmă cu nou update, noile regiuni și arme. Bun, în fine, noi de fapt, da, hai să schimbăm cu rifle-ul ăsta bun pe care l-avem de atâta timp, de atâtea episoade. Și acum să ne cumpărăm altul. Weapon shop. Cum sunt eu așa de cumpăr chestii de-astea din 4 în 4 regiuni. Bun. Deci, noi o să ne cumpărăm pe aceasta, aceasta de aici, care poate fi cumpărată cu bani, nu cu gold. Wow, ce armă minunată, cât de bună are și de asta de stabilizare, să nu mai miști mâna. Noi tot o să mișcăm. Da, chiar să ia bani. Da. Bun. Noi o să ne cumpărăm pe aceasta. Yes. Echip. Acum cât despre trebuie să ne upgradăm Assault Rifle. Ei, cât despre asta și asta va trebui să facem cumva, dar în viitor îndepărtat, pentru că sunt prea scumpe, adică n-au una de regiunea a doua, nu-i scumpă, a treia n-a, a patra n-a, 5, 6, de la 6 deja devine ceva. Dacă noi o vom cumpăra pe cea de a 8-a, care neamă cât costă, ce mai să ne cumpăra undeva la regiunea 5-a, 6-a. Stai, noi suntem pe regiunea 5-a, bun. Îmi spune ceva negativ chestia asta, bun. Cât despre weapon shop, stai, unde era? Da, aici, shotgun. Mi-a cumpărat și shotgun asta, care era la ofertă. Și m-am gândit că poate nu mai pot să-l cumpăr și na, să intre în colecția mea de iteme speciale și bune. Destul de șmecher. Shotgun-ul cel vechi și clasic. Poate îl vom upgrada cândva la maxim. Și ăsta, mă, e atât de bun. Și încă îl vom folosi. Bun. Acum deja că de vreo 4 minute fac decât prezentarea armelor și alte de-alea. Bun. Nou rifle cu care putem să facem misiunea asta. Asta încă nu. Asta, da. Shotgun și alte de-alea. Arcuri, da. Bun, bun, bun. Poate mai întâi trebuie să fac o misiune ca să nu mai pierdem timpul degeaba, dar oricum după ce le facem ne crește asta, sper mai iau o mică pauză probabil și alte de alea, da. Bun. Hai să facem pe asta. Da, o facem pe asta și pe urmă ne vedem ce putem upgrada pe la armă. Mai trei bănuți. Și da, e minunat în Alaska. Bun, s-a și vântul. Că despre faptul că n-am fost atent și nu știu ce trebuie să vânez acum. Un de la. Un de ăsta, bun. Ce naibii? Bun. Doar să nu se mai miște. Să nu te mai miști. Gata. Bun. Bun, acum hai să vedem aici. Upgrade. Da, hai că nu costă prea mult. Foarte mult, dar nu prea mult. Ia, îmi trebuie aici. În fine. Bun, și așa ne irosim noi banii. Da, îmi trebuie. Că tot o să așteptăm. Da, îmi trebuie și asta.
Gata, atâta. Altceva? Așa se era bună, da. Wow. Bun. Deja casa e făcută pentru a nu se mișca prea mult. Ce frumos, ce imagine frumoasă. Bun, am luat o mică pauză. Nu știu de ce, acum mi se mișcă ceva mai greu când mă joc, dar evident că e pentru că filmez. Că am jucat un meci fără să filmez și mi s-a mișcat bine. Și încă unul când am filmat. Da, am șers filmarea că n-avea rost să o pun. Și da, mi se mișcă ceva mai greu când filmez, dar nu e chiar așa prea rău. Bun, dar totuși aș vrea să fac pas acum. Și am mai descoperit și că microfonul era dat pe ceva mai încet, se audă mai încet și acum l-am dat normal. Bine, acum că am și un editor video și totul va fi mai bine. De fapt, stai că vânăm cu arma asta. Și o să folosesc editorul video să mi se audă vocea mai tare, pentru că na, se audă prea încet, e enervant, se audă prea tare, tot enervant și retușăm noi acolo, da. E complicat, dar distractiv. Când vezi ce este și te pricepi, da. Vorbim despre editorul video. Bun. Da, chiar e puțin enervant, deși am văzut că pe filmare nu mi se mișcă chiar așa greu. Sau poate nu observ eu. Sau nu se observă. Legshot, wow. Bun. Stai așa. Gata. Sper să nu se observe prea rău faza asta, de exemplu, de acum. Când s-a mișcat ca naiba. Bun, am mai prins 10 mâini de alea. Probabil că o să le folosesc să-mi upgradez arbaleta. Bun, noi o să continuăm pe aici. Aici. Bun, o să dau headshot unui White Fang with a headshot. Unui lup. Putea să scrie totuși Wolf acolo. Mă, la ala, hai să ne apropiem așa cu câțiva centimetri, milimetri, nanometri. Bun. Headshot! Wow, incredibil! Headshot, și-am mai primit 12 bănuți. Sau cât 12 monede de-alea. Știi chestie, 123 am făcut, bun. Și-am mai primit un fragment de hartă, foarte bine. Asta e tot ce contează. Mai deci abia așa să deblechez pasa. 6 din 9. 69. Și mai avem aici a 2-a, 3-a, 4-a, 5-a nu există. Remarcăm că a 5-a regiune nu există. Ia mă ce frumos! Lol, un templu de la Maiaș. Ca în Zul'Garub. Asta ar fi ca în Mists of Pandaria. Vorbim despre World of Warcraft. Și aici e foarte fain totul. Incredibil. Bun, hai să revenim. Jocul e foarte interesant. Haide aici să ne axăm acum în episodul ăsta pe misiunile principale. Nu pe alea principale secundare. De misiunile principale secundare ne-am saturat așa puțin. La longshot la 2 de aia. Păi dacă e vorba de două longshot-uri și ținând cont că arma aia nu e deloc silențioasă, și a doi se mișcă. De ce nebi se mișcă? Se mișcă și cum se mișcă? Long shot, bun. Acum asta așa, schimbă repede. Schimbă repede pentru că putem da long shot cu asta. În momentul ce ăștia ar doi ar sări pe noi, puteam să dăm și așa long shot, dar nu arată tot timpul long shot. Arată long shot, headshot și cei din urmă brain shot. Așa că da. Bun. Ia, aproape level 21. Ba, ar trebui să facem trophy hunt-ul. Să pierdem astea cu skill și valoare. Bani n-avem. Banii nu-i avem, 87%. Tot de puțin. Ok, bun. Trophy hunt-ul altă dată. Hai să mai facem rost de bănuți. Banuți. Hai să vedem. Ia mă, ce frumos. Elegant. Și asta, uite la mine. Carbaleta. Dar chiar, mi-a zis-o prof de română. De fapt, a zis-o la toată clasa. În versul sălbatic,
se considera crimă dacă omorai pe cineva care era întors cu spatele la tine. Dacă era întors cu fața la tine și l-omora, era oarecum legal. Dar da, asta se și numea vesul sălbatic. Și ăla mi-a scăpat, bun. Nici că tot îl omorum. O merită. Stați așa că e întors cu spate la mine, nu cred că pot să-l omor dacă e așa. Laterala, ai de capul meu, nu conta oricum, nu-i dădeam eu long shot, headshot, toate de-astea. Dar totuși am dat long shot, că mă pricep, nu? Bun. Să vedem cu ce 123 de bănuți pe care i-am. Continuăm. Și vedem ce facem. Ok. Hai să facem și una de asta. Decât așa ca să fie. Wow. Să-mi folosesc și arma mea acum. Uite-i. Stați așa. Pac, odată. Mamă, cum i-am dat long shot. Credeam că o să fie neck shot sau ceva de genul. Body shot. Mă așteptam la un leg shot. Long shot, bun. Dacă e bine, poate ar trebui să folosesc și aia termică. Long shot, bun. Nu trebuie decât două gloanțe, dar hai. Avem timp. Avem timp, bun. Da, headshot, wow. Am avut noroc. Asta normal trebuie să fie un long shot, dar să vedem ce se va întâmpla. Haide, long shot, bun. Până la urmă, asta ce animal o fi? Bun, și level 21. Continui. Foarte bine. Da, o mică pauză, m-am uitat pe filmarea trecută. Lagul sau ce mi s-a întâmplat mie așa pe filmare, aparent nu iese, dar se observă așa, în detalii micuțe. De pixeli. Bun, hai să vânăm în continuare. Bun. Hai aici. Să dăm long shot unui bizon. Dacă bizonul s-ar mișca, ar fi ceva mai logic. Dar nu cred. Nu cred că se va mișca. Dar uite, vedeți, stă pe loc. Ca un leneș. Ca un leneș din s-o vorbi. Bun. Și am murit. Foarte bine, level 21, toate alea, bun. Facem și pănuți. Trebuie să facem și Trophy Hunt-ul ăla. Deci, în episodul ăsta, neapărat facem și Trophy Hunt-ul. O, ce se va întâmpla. Și m-am apucat să mai joc și eu Deer Hunter 2014, așa și off-camera. Că de obicei știți, nu o făceam eu asta, nu, n-aveam chef. Bă, s-a întors cu fața la mine, ce am voie să-l împușc. După legea vestului sălbatic, evident. După legea vânatului. Și tocmai mi-a zis că mi-a zis tata că o să mă ia cu mine la cumpărături să văd, să-mi aleg un cuțit de vânătoare. Da. Nu contează, bun, hai să vedem. Shotgun. Ne avem nevoie de shotgun? N-avem nevoie de shotgun, mă, avem arbaletă, avem rifle. Inuță sniper. Ok. Hai așa să îi omorâm silențios ca niște asasini. Ce nu suntem, suntem vânători, liniuță, asasini. Cam cum ar fi ceva gen Assassin's Creed Rogue. A apărut pe Xbox și PS, parcă. PS4 sau 3, nu știu. PlayStation 3. MP3. Bun. Foarte bine, 7 bănuți. În comparație cu cei 12 pe care i-am primit. Ia aici să primesc chestii de alea. Așa, pe aici, pe aici, bun. Oricum, Trophy Hunt-ul e cel mai important. Când termin tot Trophy Hunt-ul, te trece pe cealaltă mapă. Așa funcționează aici. Eu cream când am început jocul că misiunile principale, sau pe urmă misiunile principale plus astea. Dar na, legea e alta. În jocul ăsta există o altă lege, aparent. Hai să vedem. Frumos, hai să vânăm animăluțe. Curcuduțe, hai să vedem.
odată long shot, primim și bonusuri. La 100 de bonusuri din trasa din long shot-uri primim și noi 500 de bănuți. Ia mă, deja de obicei era mai silențioasă arma. Silențioasă, bun. Body shot, mă, chiar trebuia să te miști. În fine. Să dau un headshot de zile mari acum. Bun. Hai să vedem. Headshot. Bun. Chiar nu-mi place arma asta pentru că nu se mai mișcă așa, nu se mișcă mânerul în toate părțile. Cum era în primul episod, evident. Încă un headshot. Ok. Ia mă, din nou luna. Stai, chiar aici trebuie să fac o poză. Frumos. Cu o poză cu o lună. Ăla trebuie să-l omor. Mature Olympic Elk, da. Adio. Și tocmai mi-am amintit acum că am și editor video, chiar mă bucur. O să pot să pun un video cu ce am vânat un Deer Hunter. Da, nu știu, vreau să fac la sfârșitul anului 2014, să fac cu ce am vânat eu în 2014. Da, o să vedem noi cum o să facem. Plus o să fac unul și când o să termin tot jocul. Deci o să mai fie ceva până îl terminăm. Hai că am făcut rost de bănuți. Foarte mulți bănuți. Mai facem comisiune și după aia. Bun. Un urs. Mamă, deci două headshot-uri. Zile mari, băiete. Suntem pe zile mari. Headshot. Suntem pe zile fierbinți. Mamă, arbaleta se mișcă. Oh, mamă, cum am dat headshot, mă. I-am zgâriat inimioara, evident. Bun. 5 minute. Nu mai așteptăm noi 5 minute, le facem acum. Pac, bun. Și se vor termina și cu alea. Bun. Hai aici. Deși cred că trebuie de mai multe ori, nu? O dată. Oi. Cât în ceramie? 47, parcă, nu? 87, adică încă o dată asta. Dar nu avem noi atâția bani. Asta e. O să vedem ce facem. De două ori. Din două dată nu cred că facem destul bani. Nu ar trebui, dar vedem. Vedem ce se întâmplă. Băi, unul aici. Sunt doi. Păi bine, mă, atunci că-s doi. Pentru o secundă am crezut că trebuia să dau headshot. Și m-am speriat. Bun. Dacă ar putea să dau și headshot-ul unuia de la depărtare, dacă nu-l omora și tot mai primea niște bani. Bun. Ok. Un headshot animaluțului ăluia. Mamă, doi, cum se vedea. Se vedea așa ciudat. Doi plămâni, două inimi la un singur animal. Sau mă rog, patru plămâni, două inimi. Că un plămân dă la egal cu doi. Un ori doi, doi. Doi plămâni, plămân sâng, plămânul drept. Să fie evident, nu? Orice animal trebuie să aibă măcar doi plămâni. Cel puțin. Bun, și s-a deblocat și asta, unde da, chiar primim două chestii de-astea. Adică una. 2x damage. Durație. Hunt, da. 3 minute, dar nu mai așteptăm noi 3 minute.
Mai joc totuși aici, că nu mai avem timp. 8 de 7, 13, da, poate în episodul următor, evident. Da, că trebuie două d-alea. Bun. Un headshot. Ia mă, ce animal frumos. O să-mi fie dor de el. Da, cred că o să fac aici o mică pauză și o să fac și trophy hunt-ul ăla. Da, clar să fac. 2 minute, cred că o să așez vreo 12 minute. Bun. Pauză. Ok, și am revenit. Mai sunt aici 36, 35 de secunde, dar eu zic că două dase de energie, două runde de vânat sunt de ajuns. Da, totuși, hai să vedem. Da. Bun. Trebuie să dau două long shot-uri. Bun, îi văd. Am resartat și calculatorul, dar tot mi se mișcă așa puțin greu. Din păcate n-am ce să fac. De ce nu folosesc eu asta? Păi sunt long shot-uri, mă, nu headshot-uri. Bun. Hai și la celălalt. Hai că am reușit, bun. Deci ce se mișca mai bine jocul, dar nu știu ce se întâmplă. Dacă nu filmez, mi se mișcă excelent, fără nicio problemă. Dar acum am ghinion. Bun. Una de asta. Headshot la un urs, parcă unul alb. Sau era urs ăla? Caribou. Are un caribou. Să uite. Da. Dacă s-ar și întoarce așa puțin. Mă întorc eu atunci bine. Și acum se întoarcă și el invers. Ce minunat ar fi. Pac. Bun. Și am reușit. Și acum o să fac și pasta, da, o să fac pasta, bun. Să mor 4 chestii, să mor 4 chestii de ăștia. Ia mă, iar de ăștia. Sunt un fel de văcuțe de munte, nu știu. Elan combinat cu o vacă. Hai că putem da și headshot. Aici pot ataca de 3 ori. Și pe urmă să înceapă, uite, vezi, o dată de 2 ori. Și acum o dată până să înceapă să atace, să atace, să fugă. Long shot. Tocmai asta că e pentru arbaletă. Ia mă, fuge, fuge. Fuge. Nu mai fuge. De fapt încă da. Acum nu. Practic trebuia să-i vând direct în cap, dar mă rog. Unde o vrut să ajungă, na. Ok. Ok. Bun, și acum o să pot să fac pasta. Foarte bine. Mi s-au upgradat și chestiile alea care erau chiar după ce am încheiat filmarea. Niciun minut n-a trecut și na. Bun, hai să facem pasta acum. Headshot. Da. După asta încă 3. Wow. Ce urs frumos și inocent. Pare inocent ursul. Gata. Acum chiar o să fie 100% inocent. Ok, foarte bine. Și-a antrenat toată energia
Și Trophyhunt-ul în sfârșit, un babe. Bun, acum că am tras toată energia și am făcut ce vreau să fac, uite, putem să facem încă una de asta. Bun, foarte bine. Și eu care vreau să cheie aici episodul. Ia mă ce ochi frumos și are. Cu ochii aia mari. Ia mă, se vede prin gheață. Ce fain. Bun, uite acolo, doi de aia. Headshot. Deși păcat că crossbow-ul ăsta se mișcă și nu are zoom-ul mai mare. Aș fost chiar mai bun decât o armă de aia, un rifle. Și long shot, bun. Bun, și acum că am terminat tot, absolut tot, a venit în sfârșit timpul să încheie aici episodul și noi ne revedem data viitoare. Bye, bye!